Bă, băieți, vreau să mă las un răspuns și o chestie de transmis. Vezi că eu sunt băiatul lui Suditul Costel. Foarte mult să știți pe tata meu ăștia bătrâni. Vezi că eu provin dintr-o sămânță foarte bună, care a fost, tata meu a fost cineva, bă, ați înțeles? Și a lăsat și lui bani de moarte, ca să vă reamintesc la mulți, că a avut grijă de mulți pe voi pe la facultăți, prin țară, la Pârnăi, cât a stat, cine a stat. Și cine l-ați cunoscut? Vezi că eu sunt leit el, bun și nebun. Voi nu vă atingeți nimeni de familia mea, cu fir de păr care s-a atins de familia mea, de sângele meu. Să mor dacă nu vă pomeniți zârlile. Vă chelez, mă, de pe ele, mă, și dau cu sare pe voi, mă. Bă, eu n-am nimic de pierdut, mă. Bă, dar vă chelesc de pe ele, mă. Bă! O să blestemați ziua care v-ați născut, bă, vă jur pe chestia asta, mă. Un fir de păr, vă, unul, vă dată, să atingeți, aveți ceva cu mine, scoteți-mă, mă, la joacă. Și nu mă supăr pe nimeni, scoteți-mă la joacă. Dacă credeți că e necesar pentru voi, dacă vă face bine. Eu n-am nimic împotrivă, ca să știți de asta și... Aveți ceva împotrivă, scoteți-mă la joacă, jucăm. După aia vedem noi ce facem. Dar nu uitați că provin dintr-o sămânță bună, mă. Tata meu știe cine a fost, nu? Sau uităm? Sau voi sunteți cine sunteți? Nimeni, nici eu, nici nimeni, nu suntem nimeni. Ne-am născut în curugol și murim în curugol. Mi-e mesaj pentru ăștia care nu-și văd de treaba lor, ăștia care i-am tras de urechi și copii de case. Eu nu mă refer la ăștia mai mari ca mine. V-am respectat care a fost mai mari ca mine. V-am onorat. Ați fost la timpul potrivit cine ați fost. Dar dacă voi treceți peste mine și acum călcați pe bătătură sau pe bec, știi cum a spus tata? Calcă-mă pe bec să vezi ce curent am. Și dacă te-ai curenta cu curentul meu, să vedem dacă faci scurt circuit. Așa că vă mai explic încă o dată, frumos, civilizat. Vedeți-vă, frate, de treburile voastre. Eu fac, o fac pentru mine. Familia mea are tot ce vrea. Familia mea a avut tot ce vrea. Voi n-ați făcut ce am făcut eu, băi. Voi n-ați veți istoria mea niciodată. Voi sunteți absurzi? Voi n-aveți istorie. Voi n-aveți istorie. N-aveți povești. N-aveți nimic. Aveți doar poezii. O poezie scurtă, o poveste. Înțelegi? E altă chestii, dintr-o poezie la o poveste lungă, o poveste lungă, poezia e scurtă, frunzuliță foielată, cum l-am prins cu... Înțelegeți, nu? Așa că, vă rog frumos, ăștia care vreți să vă puneți cu persoana mea, să aveți ceva cu mine, spuneți-mi frate, față în față, că ne-am întâlnit de atâtea ori, față în față, mă salutați și pe la spate, ce vreți, mă vorbiți? Bă, dacă n-ați ajuns la familia mea, aici și-am pus stop. Să vă fie rușine și care mai îndrăzniți să știți să gândiți sau să vă dați seama ce faceți, da? Eu vă urez numai bine, sănătate, Doamne ajută și când ne vedem, vorbim.